Salutare și bine v-am regăsit la canalul meu. Astăzi vă voi prezenta o nouă revistă, Regal Academy. Și am de făcut un anunț pentru toți abonații mei. Mulțumesc foarte mult pentru cei 51 de abonați. Și aș vrea să fac o promovare la canalul My Little Rainbow and Me, care postează foarte multe reviste și jucării noi cu My Little Pony. Dacă vă plac, mergeți și abonați-vă la canalul lui. Și vă voi prezenta revista. A fost 12,99 lei. Este primul număr din 2018 și are cadou un set creativ plus o jucărie surpriză pe care le voi arăta la final. Aici avem o poză frumoasă cu Astoria, cu prinsul, jocuri, de unde putem citi informații despre Regal Academy, mai multe jocuri, ce animăluț magic preferi. Aici este un fel de test ca să vezi care este animăluțul tău. Elfii năzdrăvani. Aceasta este banda desenată ca să-ți faci tu o revistă propria ta. Este foarte frumoasă și colorată. Foarte drăguț. Cu toate personajele din Regal Academy. Bine, continuă. Este foarte lungă. Aici este o prințesă. Ling Ling o cheamă. Mai multe bandă desenată. Încă un joc cu labirint. Arta de a face un selfie perfect. Foarte drăguțe fetițele. Aici din nou jocuri. Mai multe jocuri. Ce drăguță e prințesa. Așa, alte jocuri. Animăluțe. Și finalul unde scrie: ești o adevărată prințesă dacă. Și aici, dacă ai curajul să lupți, să iubești și să protejezi animalele. Bun, aceasta este revista Regal Academy, pe scurt. Un bun dar. Da, nu bun dar. Cadourile au venit în această cutiuță foarte drăguță. Primul este acest carnețel în formă de pantof, unde am și desenat puțin. Aici este un fel de Pikachu. Pikachu care doarme. O fetiță care ține un animăluț în mână. Acestea sunt inventate de mine, apropo. Un băiat răsărit de soare. Da, îmi plac foarte mult animeurile. Doi îndrăgostiți. Un băiat și o căprioară. Aici este un lup. Un lup cu aripi. Drăguț. Și cam atât. Mai vine cu niște stickere foarte drăguțe. Așa. Niște aptipilduri cu sclipici. Un creion roz. Un pix cu sclipici. Tot roz. Un pix cu fetele de la Regal Academy. Și este în formă de ruj. Și două șabloane pentru forme, care se pot desena în carnețel cu pixul. Păi, eu sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să dați like, să vă abonați și să distribuiți videoclipul. Și sper să mai postez cât de curând pot. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă pup pe toți. Mulțumesc pentru suport.